Hei dragii mei și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Alexandra, dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal. Și astăzi vreau să facem un videoclip puțin mai complex. Adică vreau să facem așa, 2 în 1, un videoclip cu produse terminate, dar și favorite. Pentru că marea majoritate dintre ele ori sunt deja la a doua sau a treia cumpărare, ori sunt produse pe care le folosesc oricum de ceva timp. Și chiar dacă sunt terminate sau sunt întregi, sunt produsele mele favorite din ultima perioadă. Așadar, o să avem mai multe categorii, o să avem skincare, o să avem make-up, o să avem chestii pentru corp, o să avem și niște lucruri pentru casă. Cam astea vor fi, hai să intrăm în videoclip și o să începem cu produsele de make-up. În prima fază vreau să vorbim despre niște fonduri de ten pe care le-am folosit deja de o perioadă lungă de timp. Probabil că vi le-am mai menționat prin daily vloguri, dar nu le-am pus așa într-un videoclip pe toate să vi le menționez. Eu o să vorbesc în numele meu despre aceste produse, eu având un ten ușor mixt, adică în perioada de iarnă e ceva mai uscat și în perioada de vară e ceva mai gras pe zona T. Așadar, eu o să vă vorbesc despre produsele astea care funcționează pentru tipul meu de ten și s-ar putea ca ele să funcționeze și pentru voi dacă vă regăsiți în aceeași situație. Dacă nu, e posibil să nu vi se potrivească și atunci să încercați eventual alte produse pentru tipul vostru de ten. Așadar, primele produse pe care vreau să le menționez sunt aceste fonduri de ten de la Marc Uerland. Vedeți că sunt deja terminate, astea intră în categoria de empties și am aici nuanțele gold beige și sand beige. Vedeți că ăsta sand beige este ceva mai deschis, iar acesta gold beige e mai închis. Asta merge mai mult pentru perioada de vară, de asta am și vrut să vi le menționez pe amândouă. Iar acesta merge pentru mine în perioada asta de așa, primăvară și toamnă-iarnă, când nu sunt foarte bronzată. La fel funcționează de bine și varianta de nuanță bambu beige, pe care o am acum cumpărat aici, este puțin mai deschisă, asta merge puțin mai bine în perioada asta când sunt foarte, foarte deschisă la ten și funcționează și pentru voi dacă aveți un subton tot așa ca și mine neutru și dacă sunteți mult mai deschise la ten. Îmi place foarte, foarte mult fondul ăsta de ten, acoperă super bine, nu mi-încarcă fața, îmi rezistă toată noaptea, toată ziua, nu am niciun fel de problemă cu el. Din punctul meu de vedere, acesta funcționează foarte bine pe tipul de ten normal, mixt sau chiar gras, mai ales dacă le folosiți cu primere corespunzătoare și, repet, cred că este fondul meu de ten preferat din ultima perioadă. Apoi, tot în materie de fond de ten, o să vi-l arăt pe acesta de la Cone, pe care l-am cumpărat de ceva timp, cred că vi l-am mai menționat și prin daily vloguri și eu am nuanța LFN35, sper că ne pune și focus și mie mi se pare că mi se potrivește super bine. Acesta merge cumva și pentru tenul ușor mai uscat, dar funcționează foarte bine și pentru tipul de ten mixt, cum e în cazul meu, sau pentru tipul de ten normal. Mi se pare un fond de ten mai lejer, nu acoperă chiar atât de tare ca și Marc Uerland, dar se apropie super ok. Îmi place foarte mult, rezistă foarte bine, nu mi se duce de pe nas, nu am niciun fel de problemă să îmi iasă exces de sebum peste el, deci îmi place foarte, foarte mult și am zis că vreau să vi-l menționez. Acesta este o idee mai ieftinuț decât cel de la Marc Uerland, cred că cel de la Marc Uerland este 200 și ceva de lei și acesta cred că dacă îl prindeți cu reducere pe magazinul de make-up sau pe Turcoane Shop, îl găsiți și la 120 de lei sau 123 de lei, ceva de genul, cam așa cred că am dat eu pe el. Dar oricum o să vă las toate linkurile spre aceste produse în bara cu descriere. Apoi, al treilea fond de ten favorit pe care vreau să vi-l menționez este acesta de la Dose of Colors. Știți că v-am și făcut un videoclip special cu acest fond de ten pe canalul acesta de YouTube. Și am făcut așa un review, l-am purtat de dimineață până seara să vedem cum rezistă. Cred că am făcut un machiaj cu el și v-am spus că îmi place foarte mult. Eu l-am cumpărat în mai multe nuanțe, dar cea care mi se potrivește cel mai bine este 110 și, de exemplu, dacă vreți o nuanță puțin mai închisă, puteți să mergeți cu aceasta 117, nuanța light medium. Mi se potrivește nuanța 110 și la fel, mi se pare că e un fond de ten absolut minunat. Îl găsiți pe Salon Provider, din ce știu eu, sau Salon Provider, cum vreți voi. E la un preț destul de accesibil, adică 100 și ceva de lei, este foarte bun, rezistă foarte bine, merge în special la tenul normal, mixt și gras, cam acolo mă încadrez și eu și de obicei vara folosesc și fonduri de ten care sunt destinate tipului de ten puțin mai gras, pentru că atunci transpir mai tare, îmi iese un exces de sebum ceva mai pronunțat și atunci
Îmi place să folosesc fonduri de ten care să aibă o textură ușor mată, nu foarte, foarte mată. Ăsta mi se pare că se potrivește absolut perfect pe tenul meu, nu mi încarcă, mi se pare că acesta este și ceva mai light decât cel de la Marc Uerlain. E puțin mai fluid, adică în momentul în care îl pui pe mână curge, seamănă la textură cu cel de la Estée Lauder dacă l-ați testat pe acela. Și pot să zic că seamănă foarte bine și la textură și la rezistență cu cel de la Estée Lauder. Îmi place super mult, așadar am zis că vreau să vi-l menționez. Acesta este terminat deja, doar că nu se vede pe ambalaj. Dacă suntem aici la capitolul de make-up, hai să vă mai arăt încă câteva produse. Mai am și acolo jos câteva, o să vi le arăt imediat. Și vom trece la următorul produs și anume acest concealer de la MAC, cu care cred că v-am înnebunit. Mi se pare cel mai... the best din toate timpurile. Mi se pare că orice am testat nu se compară cu el, ca și rezistență, ca și acoperire, ca și faptul că nu se adună sub ochi, ca și altele. Vă zic, este absolut perfect, merge și la tenul normal, la tenul uscat, la tenul gras, acoperă foarte bine, rezistă foarte bine, nu se adună foarte tare, în special dacă l-amestecați foarte bine și așteptați un pic după ce l-ați aplicat, nu știu, câteva minute, eventual reveniți după aia cu o pensulă sau un burețel să luați excesul și apoi să-l fixați cu pudră și vă rezistă, vă zic eu, e the best, deci preferatul meu. Apoi un nou produs pe care vreau să-l introduc la favorite de data asta este acest blush lichid pe care l-am cumpărat acum câteva vloguri, cred că vi l-am arătat, în comanda de pe Shein. Deci n-aș fi crezut că o să mă îndrăgostesc vreodată de ceva produs în halul ăsta de pe Shein, dar here we are, efectiv îl ador. Este în nuanța Love Cake, vi l-am arătat și atunci, și este o nuanță atât de faină de roz și astăzi, de exemplu, m-am dat puțin cu ea, nu știu dacă se vede acum că nu m-am dat foarte tare. Îmi place super mult nuanța, uitați-vă ce faină e și se amestecă foarte bine. Dacă... nu ați văzut videoclipul acela cu haul-ul Shein, o să vă las link aici pe ecran sau în bara cu descriere, pentru că am cumpărat o grămadă de produse faine și e păcat să nu-l vedeți, poate vă ajută și pe voi să găsiți ceva interesant. Și mă rog, m-am îndrăgostit de produsul ăsta, deja l-am folosit la toate machiajele și pot să vă zic că își face treaba, rezistă, nu-mi strică textura fondului de ten, nu mi se pare prea roz, se amestecă foarte bine și chiar dacă l-am folosit numai de vreo, nu știu, 10 ori, pot să vă zic că îi the best. Deci pur și simplu îi un produs foarte, foarte fain și cred că o să mi-l recumpăr cu siguranță. Și tot în materie de make-up vreau să vă mai arăt aici câteva produse, mai am și acolo pe masă. Și anume, în primul rând, rimelul meu preferat. Asta pentru cliente în momentul în care aplic gene false. Nu-mi place de sine stătător, adică nu prea l-am folosit oricum de sine stătător. Asta pentru că oricum e waterproof, mie nu prea îmi place să mă dau de zi cu zi cu rimelul waterproof, pentru că mi se pare că îmi distruge genele, mi se pare că le demachez foarte greu, chiar dacă mă dau cu demachiant pe bază de ulei, mi se pare că îmi rămâne oricum și nu știu, nu-mi place senzația, dar în momentul în care aplic smoker sau bandă, îmi place foarte mult efectul pe care îl dă. Și anume, îți pune volumul ăla pe gene, exact ca și cum vezi în reviste, cum vezi la televizor în reclame, deci mi se pare absolut genial. O să încerc să vă inserez vreo poză aici la ceva clientă sau la mine, în care mi-am dat cu rimelul ăsta, ca să vedeți ce fain arată și îmi place că, nu știu, chiar dacă ușor încarcă genele, le dă efectul ăla wow, deci pur și simplu nu am găsit altul, mi-am mai cumpărat o grămadă de altele ca să-l înlocuiesc, pentru că l-am cumpărat de pe Notino și mi-am cumpărat mai multe atunci, mi-am făcut stocul, dar mi s-au terminat toate și efectiv nu l-am mai găsit și acum vreau să mă mai uit încă o dată, pentru că n-am verificat, de exemplu, acum de câteva zile, așa că poate să fi intrat, dar vă zic, e super accesibil ca preț, cred că e, deci sub 20 de lei, cred că e, sau ceva de genul. Și vă zic că nu o să regretați, mai ales dacă îl prindeți și la promoție când mai au coduri din alea cu make-up pe Notino. Luați-l că e the best, mai ales dacă purtați de obicei gene false sau dacă sunteți și voi în domeniul ăsta și, mă rog, vă machiați sau machiați pe altcineva, o să vedeți că e absolut the best. Apoi mai vreau să vă arăt două produse și acestea sunt pentru sprâncene. Sunt produsele mele favorite de un an deja, pentru că le-am testat. Cred că exact de acum un an și ceva am început să lucrez cu ele și vreau să vi le menționez. Și anume, în primul rând, este vorba despre carioca aceasta de la NYX în nuanța Ash Brown pentru a vă realiza sprâncenele, pentru a face fire, de a desena efectiv fire așa de sprânceană, mai ales dacă aveți o sprânceană ceva mai rară sau o sprânceană ceva mai subțire sau prea scurtă. Aceasta este absolut the best, într-adevăr, trebuie un pic să înveți să lucrez cu ea.
ciudat, dar vă zic, este superbă și nuanța aceasta Ash Brown mi se pare că se potrivește indiferent de nuanța părului. Am mai încercat și alte nuanțe, chiar și blond, dar mie nu mi-a plăcut, adică mi se pare că era prea deschisă sau nu știu, nu se vedea absolut deloc, parcă era așa un cenușiu, ceva prea deschis, nu mi-a plăcut, dar aceasta mi se pare că se potrivește la toate tipurile de fir de păr, de culoare, de orice. Este singura nuanță pe care o cumpăr de la ei și îmi place maxim și are o rezistență faină, pot să lucrez foarte ușor cu ea și oricum vreau să mai testez încă și cariocile de la Love Muse, parcă se numesc. Vreau să le cumpăr pentru că am înțeles că sunt ceva mai ok decât asta sau cel puțin la fel de bune, așadar o să le testăm, poate le cumpăr într-un nou vlog și o să le testăm împreună. Și împreună cu carioca asta folosesc și gelul de la Benefit pe care trebuie să mi-l reachiziționez pentru că tocmai ce mi s-a terminat, așadar l-am introdus în acest videoclip. Acesta, pe care cu siguranță îl știți, îl găsiți în Sephora, vine așa cu o periuță care vedeți că are două părți, o parte cu perișori mai mici, una cu perișori mai mari, rezistă foarte bine, să știți că setează bine firele de păr care sunt destul de rebelde, cum place mie să zic, le fixează foarte bine, nu se mișcă din loc, mi se pare absolut the best. Și acum, apropo tot de geluri și de testare, vreau să mai testez unul de la Cupio, pentru că l-am văzut și am zis că o să mă duc în magazin efectiv să îl văd și să îl cumpăr, pentru că sunt curioasă dacă îl bate pe ăsta de la Benefit sau măcar dacă e la același nivel, pentru că ăla e o idee mai ieftin, dar eventual dacă l-ați testat voi, lăsați-mi în comentarii că sunt curioasă dacă este fain. Eu pe acesta l-am testat, îmi place, așadar am zis că vreau să vi-l arăt și pe el. Apoi mai am aici un produs pe care tot așa vi l-am menționat, cred că din toamnă sau din vara trecută, nu mai mi-aduc aminte exact când l-am cumpărat. Este aproape gata și am zis să vi-l arăt. Este vorba despre acest BB cream de la Misha pe care l-am testat împreună cu voi. L-am cumpărat de pe Notino și l-am prins la un preț destul de ok, atunci nu mai rețin, dar știu că l-am prins cu reducere. Este absolut perfect. Eu am nuanța, stați să vedem, 21 light beige, că scrie undeva aici, și mi se pare că e destul de ok pentru mine în momentul în care sunt ceva mai deschisă la ten. L-am luat așa cu un subton ușor neutru spre cenușiu cumva, e un picuț cam închis pentru mine, o idee, dar dacă îl amesteci foarte bine, cumva se pliază pe tenul tău și nu se vede cumva că, nu știu, într-o zonă ai pus și în alta nu. Mi se pare că e foarte fain, se întinde super bine, pe ăsta l-aplic doar cu degetele, niciodată nu l-am aplicat cu pensulă sau cu burețel, îmi place să-l aplic cu degetele, e singurul produs pe care l-aplic pe față cu mâna și vă zic sincer că este super fain, rezistă foarte bine, îți neutralizează așa micile imperfecțiuni ale tenului și, v-am zis, rezistă foarte bine, se pliază destul de fain cu nuanța pielii voastre și chiar mi-a ajuns foarte, foarte mult timp, încă mai am foarte puțin în el și are doar 20 de mililitri pentru că trebuie să pui foarte puțin, el e destul de gros cumva, așadar îți ajunge o perioadă mai lungă, având și o acoperire destul de ok, medie aș putea să zic, își face foarte bine treaba pentru un BB cream și vi-l recomand din suflet, îl găsiți pe Notino, oricum vă las linkul în descriere și pentru el. Și mai avem aici două produse pe care vreau să vi le arăt în materie de make-up, în primul rând aceste creioane de buze pe care știți că le-am cumpărat nu de mult, cred că în urmă cu o lună, maxim ceva de genul, am desfăcut coletul de la Notino împreună cu voi și v-am zis că vreau să le testez, să văd ce pot ele să îmi ofere la banii ăștia. Au fost destul de ieftine, undeva la 10 lei, cred că am prins creionul, maxim 12 lei bucata, în condiția în care un creion, de exemplu, de la Voice & Berries, mă rog, creioanele pe care eu le folosesc de obicei, cred că deja peste 25 de lei, așadar nemai găsind nuanța Dusty Brown pe care o cumpăr de fiecare dată de pe Makeup Shop de la Voice & Berries, am zis ok, vreau să mai testez niște creioane și am zis că o să revin cu un update la voi și o să vă zic dacă mi-au plăcut sau nu. E bine să știți că sunt super ok la prețul ăsta și au devenit oarecum creioanele mele preferate pentru că sunt primele pe care pun mâna în momentul în care mă machez și vreau să vă arăt nuanțele mele preferate. Știți că am cumpărat, dacă v-ați uitat la unboxing-ul ăla, ați văzut că am cumpărat mai multe nuanțe, cred că vreo 5 sau 6, dar preferatele mele sunt acestea, tiramisu, nude și cappuccino. Acum asta depinde de ce nuanțe preferați voi. Mie, vă zic, îmi plac
toate și le-am testat în diverse combinații. Mi-au plăcut foarte mult împreună cu rujurile de la Maybelline, cu rujurile de la Sephora și chiar cu cele de la NYX, acelea matte lip, nu știu ce, stați să vi le arăt, cu acestea, soft matte lip cream. Așa, și să știți că funcționează superb. Iar ultimul produs pe care l-am primit, sinceră să fiu, de la o prietenă, nici nu l-am testat în prima fază pentru că eram cumva conștientă că nu o să reziste, pentru că ce mai avusesem de la ei, adică de la, din gama asta, NYX Lingerie, nu mi-au rezistat deloc. Chiar mi-am cumpărat vreo 2-3 nuanțe în momentul în care au apărut acum mulți ani și nu mi-au plăcut niciuna. Adică efectiv se adunau cumva în mijlocul acolo, între buze, cum mâncam ceva se duceau jos, se făceau așa, nu știu, se exfoliau efectiv de pe buze, arătau murdară pe gură, ăsta e cuvântul. Și mă rog, în momentul în care mi l-a lăsat prietena mea, vă zic, nici nu l-am încercat. Deci pur și simplu nu l-am încercat, că am zis că precis nu o să-mi reziste și tot am zis lasă, că o să-l testez eu cândva, vedem. Și la un moment dat am avut un live, au venit aici niște fete și m-au întrebat dacă poate să se dea cu el, că l-au văzut acolo pe masă și am zis da, dă-te cu el liniștită că eu nu, oricum nu-l folosesc. Și în momentul în care l-am văzut cum arată la ea pe buze, am zis ok, stați așa, trebuie să îl testez și eu. Și într-o zi tot așa mă grăbeam să mă duc nu știu unde, cred că am vrut să filmez ceva. Și cred că eram cumva conștientă că nu-mi trebuie un ruj să reziste foarte mult, hai să mă dau cu el, am zis că hai să-l testez. Deci vreau să vă zic că în momentul în care mi-am lipit pensul asta de ruj pe buze, deci nu știu cum să vă descriu senzația, deci îi dă vis. Zici că, nu știu, zici că te mângâie ceva pe buze, deci nu știu cum să vă explic, deci nu știu, nu cred, deci până nu testați, nu cred că aveți cum să vă dați seama de senzația asta, deci chiar nu pot să vă explic în cuvinte. Deci, în primul rând, că aplicatorul ăsta este super flexibil. Doi la mână, nuanța este super faină. Asta e nuanța 02 Turn On. Să încerc să vi-l caut și să vi-l linkuiesc în bara cu descriere. Deci vreau să vă zic că rezistă impecabil, nuanța e faină și senzația aia, deci nu știu, aplicatorul mi se pare the best. Deci până acum n-am testat un ruj care să aibă o pensulă atâta de faină. Deci pur și simplu îți aplici chiar și dacă ești la început sau dacă ai probleme să, nu știu, să nu ai precizie efectiv în momentul în care îți aplici rujul pe buze, vă zic că ăsta, deci, e the best. E din gama NYX Lingerie XXL. Vă zic, cu siguranță ori le-a schimbat textura sau formula efectiv. Dacă îl găsiți undeva, încercați-l, că nu o să vă pară rău și mai ales pensul aia e ceva de vis. Ok, acum hai să trecem la produse de skincare și o să încep prin a vă arăta crema asta de la Ziaja, cu care cred că v-am mai nebunit și în alte daily vloguri. E superbă. Este ceva pe bază de trandafir, deci pe lângă că miroase superb. Eu o foloseam seara, asta e ceva, este anti-rid, este cremă de noapte pentru ten sensibil sau uscat și pentru vârsta de 30+. Bine, n-am văzut chestia cu 30+, în momentul în care am comandat-o, dar mă rog, am folosit-o, este aproape gata, mai am foarte, foarte puțin în ea, cred că vedeți acolo chiar pe fund, cred că vreo 2-3 folosiri maxim. Și am zis că vreau să vă menționez, eu foloseam seara în special, dar mai era că o foloseam și pe timpul zilei când mi era așa la îndemână. Deci pe lângă că miroase foarte fain, mi se pare că hidratează fain, are un miros foarte plăcut și am zis că vreau să vă arăt. Plus că nici n-a fost la un preț foarte mare, e la 50 de mililitri, tot așa o găsiți pe Notino. Sincer, de când am descoperit brandul ăsta Ziaja, am testat o grămadă de produse de la ei, inclusiv măștile de față, tonerul, creme, nu știu ce am mai testat, deci o grămadă de chestii mi-am luat de la ei, mai multe tipuri de creme vreau să zic și nu m-a dezamăgit niciun produs până acum, deci dacă vreți ceva la preț accesibil și de calitate, să știți că brandul ăsta Ziaja este fain. Și tot de la brandul ăsta voiam să vă arăt și tonerul, dacă tot suntem aici, deja este, cred că patra sau a treia sticlă pe care o cumpăr, am aruncat-o pe cealaltă, pe asta acum am desfăcut-o de, nu știu, vreo 2-3 săptămâni și am zis că vreau neapărat să vă menționez, oricum v-am mai menționat-o și în alte vloguri și în vlogul ăla și cred că și în videoclipul acela cu ce produse vânez eu de Black Friday de pe Notino și vă zic că este absolut super, deci toate clientele
mi-au zis că miroase superb, că simt fața super fain după el și v-am zis, un toner și eu îl folosesc de obicei în momentul în care fac demacherea tenului și în special și atunci când, de exemplu, la o clientă îi las sau chiar și mie, mai ales vara, despre asta vorbesc, dar în special dacă mă confrunt așa cu un ten mixt sau foarte gras, îmi place să hidratez tenul cu creme sau cu ce mai folosesc eu acolo și după ce fac machiajul ochilor, pentru că eu încep cu machiajul ochilor întotdeauna, las crema aia pe față să acționeze și în momentul în care mă apuc să fac machiajul tenului, îmi place să vin cu niște toner, bine, nu îl șprițez pe față să dau și pe ochi, îl șprițez pe un șervețel umed și vin să îndepărtez toată crema și mi se pare că, în primul rând, că mă ajută cumva mult mai bine să intre celelalte produse în piele și curăță foarte bine tenul, degresează foarte bine, reglează pH-ul și mi se pare că se așează mult mai bine primerul și fondul de ten după ce folosesc treaba asta și îmi rezistă mult mai bine inclusiv mie. Așadar, încercați-l și ăsta e la un preț foarte bun și vă zic că e the best și îți dă și așa un refresh în momentul în care te machiezi, mi se pare super fain și are și acid hialuronic, asta am uitat să vă menționez. O nouă descoperire de care vă zic că m-am îndrăgostit total, asta cumva la un ten mixt, tot așa, normal, să funcționeze și la un ten foarte uscat sau uscat, dar... La ăla poate ai nevoie de un pic mai mare hidratare și este vorba despre această cremă pe care am cumpărat-o de pe magazinul de make-up acum nu de mult, cred că acum câteva daily vloguri, dar vă zic, m-am îndrăgostit total de ea și clientelor mele le place super mult. Asta zice că e cu ceva particule de aur, cu nu știu ce chestii, dar vă zic, în primul rând că ambalajul îi... superb, deci pur și simplu genial, elegant, sexy, tot ce vrei, dar îmi place foarte mult și recipientul, vedeți că are și capac ca să îl poți transporta sau ceva și să nu-ți curgă crema prin geantă și vine în felul următor, are un miros superb, deci nu știu, nu pot să vă descriu, miroase a curat, a flori, parcă ceva cremă din aia fresh, nu știu, miroase foarte fain, dar ce îmi place mie la ea super mult e faptul că hidratează tenul foarte bine, dar nu lasă pelicula aia grasă, nu mă încurcă după aia, nu știu, dacă, de exemplu, vreau să-mi aplic doar crema asta și să-mi pun fond de ten să mă duc până în oraș să rezolv niște chestii, pot să fac treaba asta cu ea, nu iese cumva din piele înapoi, nu-mi influențează textura fondului de ten, spre deosebire, de exemplu, de crema aceasta de la Ziaja, care are o textură ceva mai lipicioasă, o textură ceva mai groasă și hidratează mult mai tare, motiv pentru care pe asta o folosești noaptea, că de aia se și numește cremă de noapte. În schimb, asta este o cremă cumva de zi, mai ales la tenul normal, tenul mix, tenul gras, nu lasă pelicula aia grasă și vă zic, e superbă, pur și simplu și textura și mirosul și tot și am văzut că tot mai mulți make-up artiști o folosesc și totul meu recomandă, așadar am zis că vreau să vă arăt și vouă. Și ultimul produs de skincare pe care vreau să vi-l arăt este acesta de la The Ordinary, care are retinol și squalan. E un produs pe care l-am folosit de foarte mult timp, nu mai am în el, nu știu, maxim o folosire, ceva de genul, de-aia am și zis că vreau să vi-l arăt. Îmi place mult mai mult decât cel de la Revox și pe asta îl folosesc câteodată seara, nu de fiecare dată, ci atunci când îmi simt tenul ceva mai uscat. Scolanul ajută să hidrateze tenul și retinolul ajută și la prevenția ridurilor, ca să zic așa. Deci cumva combinația asta pentru mine funcționează și e sub formă de ulei, adică dacă nu vă place senzația aia de ceva uleios pe față, nu vi-l recomand, dar dacă n-aveți o problemă cu treaba asta, eu vi-l recomand din suflet, pentru că e un moment în care îmi simt tenul uscat, este că mi-aplic, de exemplu, apă termală, mi-aplic acidul hialuronic sau mi-aplic apă termală și apoi gelul acela de la Vichy, cred că 8-9 sau nu știu cum se numea, că nu mai rețin, îl las să intre piele, stau vreo 5-10 minute, după care îmi aplic serul ăsta de la The Ordinary și îmi place super mult, așa, dimineața când mă trezesc, îmi place foarte mult senzația pe care o am pe față, îmi simt tenul super hidratat, așa, după cea mai multe zile în care mă machiez non-stop sau mă duc undeva și frig, îi rece, bate vântul, îmi simt fața așa super crăpată, super uscată și serul ăsta mă ajută foarte mult și îl foloseam așa odată la câteva zile. Deci am zis că vreau să vi-l menționez și pe acesta l-am luat-o de pe farmaciatei.ro. Apoi hai să trecem la niște parfumuri și chestii pentru corp. În primul rând, cred că știți ce urmează să vă arăt, că n-aveți cum, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că îs înnebunită după
Victoria's Secret, anume acesta Pure Seduction. Deci este unul dintre preferatele mele, adică e preferatul meu, nu că unul dintre preferatele, e top, top 1 acolo. Atât crema cât și spray-ul de corp, cred că le vedeți aici pe amândouă. Deja s-a și schimbat ambalajul la această Pure Seduction, cel puțin când mi l-am, cel puțin la varianta pe care am cumpărat-o eu, am văzut că era schimbat deja ambalajul. Am o problemă, cred că v-am mai povestit și cu parfumurile, că nu prea țin pe mine, dar varianta asta de cremă și parfum is the best. Deci simt și în momentul în care mă pun seara în pat, încă simt că miroase pielea a ele, dar cu alte variante nu simt tot timpul treaba asta, așa că, mă rog, am zis că vreau să vi le menționez. Și mai îmi plăcea mie, cred că Love Addict, cred că așa se numea, era tot așa ambalaj, doar că cu mov și auriu, dar nu se mai fabrică, nu înțeleg, efectiv nu l-am mai găsit nicăieri, ăla era al doilea ca și favorite, dar nu se mai face, așadar rămânem la acestea, voiam să vi le mai arăt încă o dată. Pe acestea le găsiți pe victoriasecret.ro sau eu le mai cumpăr din Duty Free în momentul în care mă mai duc undeva cu avionul. Mai este că au promoție 3 la nu știu ce ofertă și atunci mai îmi cumpăram de acolo. Mai vreau să vă mai arăt două parfumuri de care eu m-am îndrăgostit total și pe care vreau să mi le recumpăr, și anume vreau să vă arăt acesta, Sau Scandal. Este absolut perfect, deci îl ador. În primul rând ambalajul, deci nu mă uitați-vă la el. Ăsta a fost la, cred că 50 de mililitri, din ce mi-aduc aminte că e mai mare. Pe asta mi l-a cumpărat Sabine, cred că de ziua mea sau de Crăciun anul trecut, nu mai țin minte. Mi-a ajuns un an aproximativ, în condiția în care nu m-am dat cu el non-stop, că m-am mai dat și cu celelalte, dar este the best. Deci așa de frumos miroase. Mie de obicei parfumurile din gama asta Scandal nu îmi plac niciunul, pentru că mi se păreau prea dulci, prea bătrânicești, prea intense, nu știu, nu îmi plăceau absolut deloc. Ăsta îmi place că e cumva dulce, fresh, nu e necăcios, nu e bătrânicios, mi se pare superb și să știți că rezistă destul de bine pe pielea mea. Mi-l place foarte mult, așadar am zis că vreau să vi-l arăt. Deci varianta Sau Scandal, nu Scandal, pentru că este și varianta Scandal simplu, tot așa cu picioarele astea în sus. Al doilea pe care l-am terminat total este acesta de la Yves Saint Laurent Libre. Deci a fost și este unul dintre preferatele mele. Ăsta cumva n-aș fi crezut că o să-mi placă în primă fază, pentru că e puțin diferit ca și miros față de parfumurile pe care eu de obicei le port, dar nu pot, deci nu pot să vi-l descriu precis, dacă îl știți cu siguranță, nu cred că e ceva nou sub soare, dar am zis că vreau să mi-l recumpăr. Mi l-am cumpărat în varianta de 30 de ml chiar atunci când am pus comanda pe astea, le-am luat de pe Notino, pe amândouă apropo. Mi-am luat la 30 de ml, că așa am găsit atunci la ofertă, am zis că hai să văd dacă persistă, să văd dacă îmi place, și vă zic că l-am terminat în câteva luni, deci efectiv l-am folosit ca o sălbatică, că nu pot să zic altfel, și vreau să mi-l recumpăr din nou, deci efectiv îl ador. Deci nu mai este nicio picătură, deci nu știu dacă vedeți, deci nada, nimic. Până la ultima picătură l-am terminat, din ăla la din Sau Scandal mai am un pic. Și mai vreau să vă arăt încă o chestie, bine, nu știu, îl am de foarte mult timp în dulap, dar nu l-am folosit. Până de vreo două luni, ceva de genul. Și este vorba despre acest spray de păr de la Avon. Deci, da, țineți-vă bine, Avon. Eu nu mai folosesc produse de la Avon de ani de zile, dar spray-ul ăsta, țin minte că mai avusesem când eram mai prin liceu sau chiar și în general, cred că, dacă nu, ba, cred că de acolo, din general am început cu Avon-ul. Tot îmi cumpăram parfumurile alea de corp, mi se păreau mie atunci super fancy, super în trend, super faine, toată lumea era cu ele. Și țin minte că îmi tot cumpăram și atunci am mami are o vecină acolo unde lucrează și tot îi aduce cataloge din astea de la Avon, și la un moment dat am văzut chestia asta, era ceva cu promoție, cu nu știu ce, și cred că a fost și ceva cremă de mâini, dacă nu, sau de corp, nu mai țin minte ce a fost la ele, și mă rog, am primit și spray-ul ăsta de păr. Adică e un spray din ăsta care să-ți dea refresh, bine, în momentul în care, să zic, poate nu ți-i chiar proaspăt spălat părul, sau și dacă ți-l sper, pentru că am testat și așa, m-am spălat și când a fost ud, mi-am pulverizat pe păr și să știți că miroase super fain și rezistă tot ziua, adică nu am avut probleme să mă dau chiar și după aia să nu-l mai simt, în special dacă îmi și prind părul, să zic, într-o coadă și apoi îl desfac, îl simt seara în continuare că miroase și, repet, e foarte fain, mai ales dacă, nu știu, poate nu vi-a părut super curat sau, nu știu, ați gătit ceva, cum, nu că ați fript ceva și miroase în halul ăla, dar poate un pic, nu știu, miroase așa
statut, nu știu cum să-i zic, atunci puteți să vă dați o refresh cu genul ăsta de spray și cred că a fost, nu știu, până în 15 lei, ceva de genul, cu siguranță. L-ați mai văzut prin revistele de la Avon, dacă vă uitați și voi în ele, și vă zic că e super fain. Ăsta e cu ceva raspberry și hibiscus. Asta e cumva așa fresh spre vanilie, cumva, din punctul meu de vedere, dar oricum, sunt faine și mai ales în cataloge, poate mai aveți pagini din alea în care să le testați și să vedeți cum miroase, dacă vă place, dar mie îmi place super mult și am zis că vi-l arăt și îl mai folosesc și eu așa, când ies în oraș sau când mă spăl pe cap sau când am musafir, nu știu, vreau să miros așa ca lumea, fresh, frumos. Și ultimele produse pe care vreau să vi-le arăt sunt în materie de home, ca să zic așa, în materie de casă, și anume vreau să vă arăt două lucruri. În primul rând, parfumurile astea de cameră de la Eiffel, cu care cred că v-am înnebunit în ultimele vloguri, v-am tot arătat, v-am tot zis despre ele. Eu l-am avut acum acesta cu bubblegum. Dacă v-ați uitat și la ultimele daily vloguri, vi le-am mai menționat acolo încă o dată, dar vi le mai menționez o dată și aici. Cel cu bubblegum, cel cu mango simplu, nu cu mango african, ca au două variante, cel cu căpșun, cel cu vișină și cu pepene roșu au fost preferatele mele și sunt preferatele mele. Tot mi le cumpăr, deci tot așa, îmi cumpăr câte 4-5 odată cu variantele astea sau ce găsesc acolo dintre ce v-am menționat și vă zic că sunt super faine, intense. Înainte le foloseam pe alea de la Reon, varianta Vanilla Black, am mai avut ceva cu Spring Bouquet și nu știu, am mai avut ceva arome, cred că ceva tot așa florale, dar vă zic că astea sunt în primul rând mult mai ieftine și doi la mână, mi se pare că persistă mult mai tare în casă, cel puțin unele mirosuri, de exemplu ăsta cu mango, îl simți cum intri în casă, deci îl simți intens, îl simt în continuare. Cel cu vișină miroase super intens și cel cu și acesta bubblegum și ăsta miroase foarte tare în momentul în care intri în cameră. Și am zis că vreau să vi le menționez și pe ele în cazul în care nu știți de ele sau poate nu le-ați testat. Încercați-le, testați-le, dați-le o șansă, sunt super faine și acum am văzut că le găsiți și online, nu știu dacă și înainte era, dar chiar acum recent am văzut că au și site, așadar le puteți comanda și online și ele vin la 120 de ml și sunt undeva la 18 lei sau 20 de lei, ceva de genul bucata. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt în acest vlog este Semana, nu se putea să nu vi-l arăt, deci de când l-am descoperit pe ăsta, deci e singurul limpezitor pe care îl mai cumpăr și este vorba despre acesta Semana Mauve Elixir. Poate așa când îl miroși în, de aici, în dop, nu ți se pare chiar atât de fain sau ți se pare poate prea intens, dar mor. În momentul în care îl folosești pe haine și în special să știți, și să știți că contează cumva și detergentul pe care îl folosiți, ce miros are în combinație cu ăsta, pentru că eu, de exemplu, l-am testat cu nu mai știu ce am avut acasă, cred că Ariel, ceva variantă mai cu ceva parfum și nu mirosea la fel, în schimb acum am spălat cu Savex și ăla n-are el un miros foarte intens și atunci se simte mai mult ăsta, nu influențează mirosul și vă zic, rezistă, deci nu neapărat că miroase, că miroase genial, dar doi la mână e faza că și după o purtare sau două sau trei a unei haine, încă o simți că miroase. Și hainele de pat, de exemplu, le spăl astăzi, dar poate nu le pun pe pat astăzi, le pun peste, nu știu, 3-4 zile, 5 zile, o săptămână, în funcție de cum le tot rotez pe pat. Și în momentul în care le pun pe pat și după ce le-am spălat după o săptămână, simt când intru în cameră mirosul ăla de limpezitor. Și asta să știți că nu se întâmpla cu alte tipuri de limpezitoare pe care le foloseam. Dacă mai aveți și voi ceva variante și arome interesante, lăsați-mi mai jos în comentarii că îs curioasă, poate mai testăm ceva nou. Am mai testat mai multe și de la astea. Dar cel mai mult îmi place asta Mauve, varianta Elixir. Astea au fost produsele mele favorite și terminate, câteva dintre ele. Așadar, vă mulțumesc tare tare mult de vizionare. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă v-a plăcut acest videoclip și dacă ați testat și voi din produsele astea, cum vi se par sau dacă v-au tentat anumite produse din vlogul ăsta. Eu sper să vă fie ajutat acest clip cu părerile mele, poate să vă influențeze într-un mod sau altul. Vă mulțumesc de vizionare încă o dată și mai ales dacă a stat până la final și noi ne revedem în fiecare luni și joi de la ora 8. Pupici! Pa, pa!